Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii 19-25 decembrie pentru Zodia Săgetător. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Pentru cei care nu s-au înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Oamenii mei dragi, această săptămână ne apropie tot mai mult de Crăciun. Haideți să vedem, Zodia Săgetător, ce va aduce în viața dumneavoastră această săptămână? Această săptămână magică. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce va aduce această săptămână pentru toți cei născuți în Zodia Săgetător? A vrut să iasă o carte. Pentru moment văd că sunteți într-un moment de pauză, de odihnă și vă gândiți la relația dumneavoastră de iubire. Văd că vă e frică de ceva anume, sunteți îngândurat, sunteți în anxietate, sunteți stresați, să spunem așa. Aveți nevoie să vă relaxați, aveți nevoie să vă odihniți, să aveți pace, să meditați. Wow! Haideți să vedem. Au ieșit prea multe, deci aveți nevoie să vă luați un moment de reculegere pentru a planifica viitorul dumneavoastră și a relației dumneavoastră. Văd că trebuie să luați o decizie importantă cu persoana iubită. Să luați decizia aceea care e cea mai bună pentru dumneavoastră și să o luați cu inima. Da, văd o conexiune aici, poate și persoane născute într-o zi de 6. Da? Trebuie să luați decizii cu persoana iubită. Văd că în această săptămână vă veți ocupa de copii, de amintiri. Vă simțiți un copil. Copilul dumneavoastră interior va ieși la suprafață în această săptămână. Anumite amintiri din trecutul dumneavoastră în această săptămână. Poate vă veți întâlni cu o persoană din trecutul dumneavoastră. Văd că veți fi în sânul familiei și veți primi suportul necesar. Daruri, de ce nu, cadouri, văd că vă veți juca, va ieși la suprafață copilul dumneavoastră interior, foarte multe influențe și reuniune cu familia dumneavoastră și amintiri din trecutul dumneavoastră în această săptămână, Zodia Săgetător. Haideți să vedem următorul card. Văd că veți pleca la drum. În această săptămână veți face drumuri și văd foarte multă echilibrare din partea dumneavoastră, ambiție, veți deține controlul, veți avea parte de victorie, veți trece peste obstacole, succes, dar și văd anumite lucruri. Sunteți dumneavoastră Zodia Săgetător aici, veți fi un pic cam lunatici, dar văd în același timp că veți fi foarte intuitivi. Dar văd că va trebui să luptați un pic, pentru că în drumul ăsta veți avea parte de, ce știu eu, anumite lucruri din trecutul dumneavoastră. Să mergeți undeva în trecut unde ați mai fost și e nevoie de curaj, de energie, să luptați, să spunem așa. Dar văd că vă veți lua măsuri de precauții, pentru că nu mai doriți să treceți peste anumite lucruri, anumite erori sau greșeli din trecutul dumneavoastră. Văd că veți învăța din lucrurile din trecutul dumneavoastră, da? Și veți avea parte de succes. Haideți să vedem următorul card. Văd că totuși ceva veți avea o apatie, un regret, să spunem așa, sau poate multe vise și iluzii care vi le veți face. Veți fantastica foarte mult și veți visa. Văd o frustrare, ceva aici, sau vă focusați pe un lucru negativ, vă dezamăgește ceva, nu știu ce. Văd că vi se face o ofertă, dar o refuzați și poate nu veți vedea sau veți lipsi, vă va lipsi anumite oportunități. Și văd foarte multă muncă, paciență, răbdare și vă veți focusa pe detalii. Poate veți găsi un nou job de muncă, un nou loc de muncă sau veți construi o afacere. Văd poate reputația dumneavoastră, un angajament, o dedicare, o concentrare în ce privește o muncă de-a dumneavoastră. Văd și semnul fecioare va avea un rol important în viața dumneavoastră în această săptămână.
Scorpion, rac, balanță, da, și rac foarte mult. Și săgetător, bineînțeles. Haideți să clarificăm pentru voi, zodia săgetător. Veți avea parte de rezultate, de răsplată pe munca depusă. Poate veți începe un nou curs sau vă veți dedica în ce privesc proiectele dumneavoastră, preferințele dumneavoastră. Doresc să clarific aceste cărți. Haideți să vedem. Vă văd și un pic cam confuzi. Bineînțeles, prima carte e 4 de spade, mi-arată că gândiți foarte mult, sunteți pe gânduri. Haideți să vedem. Zodia Săgetător. Da, dumneavoastră, un bărbat. Un bărbat joacă un rol important în viața dumneavoastră, planeta Marte. Vă gândiți la un bărbat sau în ce privește situația dumneavoastră, un bărbat joacă un rol important. Ok. În ce privește munca dumneavoastră, trebuie să lucrați ceva, să construiți ceva sau va trebui să reparați ceva, da? Să luați anumite decizii în ce privește relația dumneavoastră sau trebuie dumneavoastră să luați anumite decizii în ce privește munca dumneavoastră. Dar vă văd dezamăgiți totuși. Văd anumite emoții care vor să iasă la suprafață, dar văd că va începe o nouă viață pentru dumneavoastră. Va începe o nouă viață. Ceva nou va veni la orizont, cu mai mult potențial. Zice că schimbarea este după colț, foarte multă fertilitate. O viață nouă va ieși la suprafață pentru voi, zodia săgetător. Ia uitați, veți avea parte de noroc. Veți avea parte de noroc în această săptămână. O relație prosperă. Norocul este de partea dumneavoastră. O conștiință prosperă. Da? Foarte bine. În drumul dumneavoastră veți avea parte de noroc. Drumurile dumneavoastră care le veți face, văd noroc. Bănuți, trebuie să puneți ceva în siguranță. Zice că ceea ce valorezi tu este în siguranță și să protejezi ceea ce e al tău, da? Secretele sunt în siguranță. Cred că veți avea anumite informații ascunse. Văd că ascundeți anumite informații. Și va trebui să puneți ceva aici în siguranță. În ce privește această apatie, văd că dumneavoastră simțiți pericolul sau vă așteptați la o furtună, dar văd că sunteți protejați și vă pregătiți, de fapt, nu știu de ce vă pregătiți, anticipați dificultățile, sunteți foarte intuitivi, să spunem așa. În ce privește această muncă, îmi spune că este muncă în ce privesc studiile dumneavoastră, înțelepciunea și învățatul. Văd că există și un risc aici, dar veți fi răsplătiți pentru acest risc. Văd că va trebui să lucrați în ce privește anumite răni din trecutul dumneavoastră. Zice că oglinda zice că vă veți reflecta în alte persoane cu ceea ce veți avea dumneavoastră în interior. Și trebuie să lucrați în ce privesc anumite răni din trecutul dumneavoastră. E nevoie să faceți curățenie aici. Și veți primi invitații, veți primi mesaje, veți ajunge la o concluzie, veți ajunge la un comun acord cu cineva anume, da? În ce privește munca dumneavoastră, veți ajunge la o concluzie, vă veți da seama de anumite lucruri la acest sfârșit de săptămână. Veți vedea sufletul altor persoane.
veți ajunge mai mult în profunditatea dumneavoastră. Haideți să vedem ce privește relațiile dumneavoastră. Veți primi bani în această săptămână, să știți. În ce privește relațiile de iubire? În ce privesc relațiile de iubire? Cum va fi această săptămână pentru zodia săgetător? Aici cineva este rănit, da? Sau nu reușiți să aveți încredere în partenerul dumneavoastră. În ce privesc emoțiile, sunteți un pic la pământ. Da, în ce privesc emoțiile, sunteți îngândurați, să spunem așa, aveți dubii, îndoieli. Haideți să vedem. Este o etalare generală, deci vă recomand să luați doar mesajele care le simțiți ale dumneavoastră. În ce privesc relațiile de iubire pentru zodia săgetător? Pentru toți abonații mei de pe canalul meu Luminița Tarot, pentru zodia săgetător. Îmi zice că cineva are o mască și își ascunde sentimentele adevărate. Cineva își ascunde intențiile sale. Și vă întrebați, există acolo cineva care se întreabă de tot ceea ce îi se spune, de ceea ce îi spune partenerul său. Cineva acoperă un adevăr și nu povestește toată povestea, să spunem așa. Veți avea parte de o surpriză, să știți. Ori veți primi un cadou, ori veți avea parte de o surpriză plăcută. Văd că aveți chiar și o relație de pe termen lung în mintea dumneavoastră, un angajament pe termen lung, veți primi o propunere din partea unei persoane. Dar văd că sunteți sub presiune. Cineva aici va fi nervos sau supărat, persoana iubită va fi un pic cam explozivă, să spunem așa, va avea un temperament impulsiv, care nu este tocmai plăcut. Cineva are resentimente aici și văd că cineva va, nu știu, se va supăra. Văd că totuși vă veți focusa foarte mult pe persoana dumneavoastră, da? Și văd că sunteți deocamdată, veți fi singuri în această săptămână. Sau vă veți lua o pauză după această impulsivitate și după această explozie, să spunem așa, de supărare. Cred că veți prefera să stați singuri o perioadă, să vă focusați pe persoana dumneavoastră. Deocamdată sunteți prieteni. Da? Spune să fim prieteni. Veți crește acea iubire prin prietenie. În primul rând, trebuie să fim prieteni și după aia iubiți. Haideți să vedem ce vrea să vă transmită îngerii pentru zodia săgetător. Zice să expanzi orizonturile tale. Va fi dificil să duci la sfârșit ceea ce ai în minte. Dacă tu nu ți lărgești orizonturile și nu perseverezi pentru a rămâne pe picioarele și pe ideile și opiniile tale. Îngerul Sahiel, îngerul cerului, te ajută să crești o mai mare conștiință și să te uiți mai departe, într-un mod deschis în ce privește lumea, da? Să lărgești orizonturile tale. Lărgește-ți orizonturile. Dacă nu-ți vei lărgi aceste orizonturi în ce privește mintea ta, în ce privesc planurile tale care le ai în mintea ta, nu vei reuși. Nu vei reuși să le duci la bun sfârșit. Trebuie să perseverezi, să rămâi, stabil pe ideile tale și pe opiniile tale. Și roagă-te la acest înger Sahiel, îngerul cerului, să te ajute să ai o mai mare conștiință și să privești cât mai departe, să fii cât mai deschis lumii pentru a aduce la bun sfârșit proiectele tale, ideile tale, planurile tale. Lărgește-ți orizonturile. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o săptămână cât mai plăcută. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii și vă doresc numai bine, sănătate multă, la revedere!